Cea de-a noua ediție a festivalului Cântec Drag din Plai Străbun a adus un număr ridicat de participanți, peste 50. Din păcate însă, numărul lor a fost mai mare decât al spectatorilor care au venit să asiste la regalul folcloric. Sunt puțin dezamăgit că sala e puțin goală, goluță, dar sper că cei care sunt prezenți vor avea o inimă mai caldă și pentru că vor vedea copiii ăștia evoluând, va fi bine. Mă bucură faptul că din ce în ce sunt mai mulți concurenți. Mă bucură faptul că încă, pentru că există pericolul de a pierde și acest bun, care e bun național. Se cam șterge, se cam diluează acest spirit național. Spirit național, spun. Asta e pericolul. Aici, ce vedem noi aici, să fac eforturi extraordinare ca să mă mențin în lucrul ăsta. Marele premiu din acest an al festivalului Cântec Drag din Plai Străbun a plecat în Bucovina, iar la Vaslui a rămas locul 1 la secțiunea soliști vocal și locul 2 la secțiunea soliști instrumentiști.